Starea de vegetație a plantațiilor viticole este în acest moment una bună. Condițiile pedoclimatice și-au exprimat potențialul, astfel că viile sunt într-o evoluție favorabilă, producțiile fiind promițătoare atât cantitativ cât și calitativ. Este un an extraordinar. Să ne ferească Dumnezeu de gheață. În rest, dacă scăpăm de gheață, o să fie un an superb. Deci aici, pe Târnave, lucrurile au stat bine, n-ați avut neșansa pe care au avut-o alții fermieri. Așa e, am avut și ploaie suficientă, căldură, câtă vedeți și câtă înregistrăm. Deci e bine, viile scurate, struguri mulți și calitatea, zic eu că va fi extraordinară. Îmi spuneați un lucru remarcabil pe care nu l-am mai auzit, că a fost așa o explozie în ultima vreme în ceea ce privește evoluția plantației și deosebirea fructelor. Da, de obicei de la terminatul floritului și până la bob de mazăre dura cel puțin 2 săptămâni. Acum, în mod inexplicabil, într-o săptămână deja ai trecut la bob de mazăre. Deci asta înseamnă că, iată, căldura, condițiile climatice sunt cu totul altele, s-au schimbat și e bine sau cum am putea să caracterizăm povestea asta? Rău n-are de ce să fie. Va fi un an în care strugurii vor acumula mult zahăr și n-are de ce să fie rău, mai ales pentru produsul final. Exact. Anul acesta, cu ploi mai multe, mai puține, evoluția plantației, așa cum ați spus, una bună, propice pentru a avea o producție de calitate, a fost nevoie de intervenția tratamentelor? De intervenție pentru tratamente? Da, pentru că am avut ploi aproape în fiecare săptămână. Și atunci te obligă să nu o scapi, mai ales în perioada asta sensibilă, înainte de înflorit, după înflorit și până la intrarea în pârgă, trebuie să ai mare grijă asupra bolilor, cum ar fi mana, cum ar fi făinarea, putregaiul negru, care multă lume nu-l bagă în seamă, dar va fi o boală de viitor, care va fi greu combătută și ținută sub control. Da, de preferate să nu apară, ca să nu mai intre vii, dar atâta vreme cât ai ploi, n-are cum să nu apară. Așa-i, suntem sub cerul liber, nu știm ce ne aduce ziua de mâine. Deci și de unde bate vântul. Da, așa e. Bun, în același timp, ca să faci și să aplici tratamente, îți trebuie utilaje agricole, dar îți trebuie și oameni care să le mânuie. Până vor apărea roboței care să umble prin vie și să facă treaba asta, ei au apărut pentru plantațiile pomicule, dar vom vedea ce se va întâmpla în vie. Ai nevoie de forță de muncă. Și nu este pentru prima dată când discutăm, pentru că ai nevoie de forță de muncă tot timpul. În plantația, în vie, nu e ca la grâu sau ca la culturile, cultura mare. Ai cultivat, mai dai 1-2 tratamente din când în când și cu asta s-a încheiat, te duci la recoltat. Așa e. Aici fiecare hectar trebuie luat la mână și e nevoie de forță de muncă. Și cum vă descurcați? Iar forța de muncă locală, când avem noi nevoie, atunci și ei merg în Germania sau în străinătate la lucru. Și, bineînțeles, că am ajuns să aducem nepalez. În fiecare an, tot mai mulți, că altfel mai faci față... Dar mai și rămân? De rămas sunt deja, care sunt pe al patrulea an. După ce se obișnuiesc, e greu să mai plece. Au mai fost și care au plecat, au văzut cum e în altă parte, au venit înapoi. Deci tot mai bine e în... Tot mai bine e aici, câmp, da, în câmp. Care este structura pe soiuri în Podgoria Jidvei? Pe Podgoria Jidvei a fost și este renumită pentru vinurile albe. Dar bineînțeles, odată cu încălzirea asta globală, avem deja peste 300 de hectare de soiuri roșii. Domnul Necșulescu a fost așa vizionar și tot timpul a încercat să... ce cere piața, noi să punem în câmp. Și fiecare, cum vindem de bine pe piață, așa urcăm
că vedeți dumneavoastră, vine o perioadă când deja începem să defrișăm, să replantăm și atunci replantez cu soiurile de care se vând pe piață mai bine. Cât înseamnă noroc, cât înseamnă știință, cât înseamnă, haideți să-i spunem așa cum sunt specialiștii, teroar în obținerea unui vin bun? Păi, de calitate foarte bună. Odată că dacă nu ai știință, n-ai cum să ții o plantație curată și de boli și de dăunători. Doi, dacă nu ai noroc și nu ești bun la suflet, nici Dumnezeu nu te ajută. Că degeaba ai știință și ți-a dat Dumnezeu o grindină și ți-a luat tot. Deci în toate și-au parte, asta e ca și aia cu care e mai important, producătorul sau vânzătorul. Sunt amândoi la fel de importanță, așa e și cu știința, trebuie să se combine cu norocul și cu... Și noi tot timpul am zis, în general familia Necșulescu ajuta multă lume, sunt oameni buni și eu tot timpul o spun, la oamenii buni dă și Dumnezeu noroc. Așadar, mixul dintre știință și tehnologia aplicată, împletită cu pasiunea și înțelegerea vieții, sunt ingredientele principale pentru a spera la rezultate remarcabile. Premiile obținute la concursurile internaționale sunt o încoronare a rezultatelor deosebite dintr-un an viticol, iar acest lucru la Târnave este certificat de zecile de medalii obținute anual. Vreau să vorbim împreună cu invitatul nostru, domnul inginer Sorin Burnete, directorul Cramei Jidvei, despre lucrurile acestea care dau savoare vinurilor de pe Târnave. Și haideți să începem cu începutul. De ce pe Târnave găsim o altfel, sau mai bine zis, condiții prielnice pentru realizarea de vinuri spumante, dar și de celelalte vinuri sau produse pe care le realizați, de o calitate deosebită? Pentru că Podgoria este specializată și a fost și este și o să fie în continuare specializată pe producerea vinurilor albe de calitate. Nu cu mult timp în urmă v-a demonstrat că este specializată acum și pe producerea vinurilor roșii de calitate, iar spumantele au o tradiție foarte îndelungată în Podgoria Târnave, tocmai din cauza microclimatului favorabil obținerii unei materii prime de calitate. Pentru că la baza vinului spumant de calitate, obligatoriu trebuie să stea o materie primă de calitate excelentă pentru a realiza vinul spumant. Ce înseamnă schimbările climatice pentru ceea ce faceți aici? În primul rând, schimbările climatice înseamnă pentru un vin spumant de calitate aciditatea. Odată cu creșterea temperaturilor, cu creșterea gradului de insolație a soarelui, cu creșterea încălzirii globale, practic, la nivel mondial, crește, bineînțeles, și cantitatea de zahăr acumulat în Podgoria Târnavei. Important și cel mai important lucru este că aciditatea se menține datorită microclimatului pe care îl avem cu cele două râuri, Târnava Mică și Târnava Mare, datorită ceților care apare de la începutul lunii august, ne menține aciditatea constantă și ne favorizează în continuare obținerea spumantelor de calitate. Da. Povesteam înainte de a începe dialogul nostru de faptul că, iată, vremea aceasta și schimbările și temperaturile foarte ridicate duc la o acumulare rapidă de zahăr. Ca atare trebuie să fiți foarte prompți în ceea ce privește recoltarea strugurilor pentru a reuși să duceți până la capăt un proces tehnologic din care să rezulte un produs finit de foarte bună calitate. Cel mai important moment în începerea campaniei de recoltare este stabilirea momentului optim de recoltare. În niciun caz momentul de recoltare nu începe pentru că așa decide cineva. Începe după niște teste care încep, niște recoltări de probe care încep imediat după intrarea în pârgă, recoltări care decid practic momentul începerii recoltatului. Bineînțeles, se începe cu recoltatul strugurilor destinat
distilării și materiei prime pentru distilare, după care, eșalonat, se începe recoltatul pentru obținerea vinurilor seci și, odată cu creșterea zahărului și odată cu creșterea acumulărilor de zahăr, pentru vinurile demiseci, demidulci, pe toată perioada recoltatului, în funcție de gamele pe care vrem să le obținem, dar în niciun caz fără analizele prealabile ale parcelei și tot ceea ce ține de toate datele pe care trebuie să le avem în momentul intrării la recoltat. Da. Domnule Sorin Bonete, vreau în a doua parte a dialogului nostru să discutăm de faptul că întotdeauna, ca un corolar al muncii depuse, vin premiile, medaliile pe care le câștigați. Și aici este vorba nu numai de dumneavoastră, de toți cei care realizează produse vitivinicole în țara noastră. Care sunt rezultatele acestei prime părți a anului 2024? Bineînțeles, rezultatele vinurilor trimise la concursurile internaționale sunt foarte importante atât pentru noi, nu știu în ce măsură consumatorul percepe premiile vinurilor trimise la concursuri, dar pentru noi sunt cumva o autentificare a calității pe care noi tindem să o avem și să creștem în fiecare an. Facem o paranteză. Eu în afară când merg în vacanță, cumpăr vinurile doar după punctaj. Și pentru noi e foarte important punctajul, pentru că el trebuie să crească în fiecare an. Sau dacă văd o medalie pusă pe sticlă. Bineînțeles, contează foarte mult, pentru că crama poate să garanteze. Subiectiv vorbind, consumatorul poate să creadă producătorul de vin că produce un vin de calitate. Medalia pe care vinul o poartă nu face decât să întărească spusele viticultorului, pe lângă istoria pe care o are în spate, pe lângă hectarele de vie pe care le are în spate acea sticlă de vin, care din punctul meu de vedere e foarte important ca în momentul în care consumatorul cumpără un vin să aibă și să vadă toate datele astea. Și medalia aceea, bineînțeles că autentifică cumva calitatea vinului și îndeamnă consumatorul să cumpere vinul respectiv.